Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Le mulțumesc celor doi dinainte, Mona Crăciunița și Moș Coșerița, pentru prezentarea făcută în această seară. Este ultima emisiune, Marius Tucă Show, din acest an. Următoarea va fi după ce anul 1998 va fi devenit istorie. La ultima emisiune din această seară, Marius, din acest an, Marius Tucă Show, am invitat o distinsă doamnă, se numește Aurora Cornu și vine de la Paris. Înainte de a veni de a ajunge la Paris și să vină încoace, a fost puțin pe la New York. Aș vrea să vă fac prezentarea Aurorei Cornu în această seară, citind din cuvântul înainte al cărții Marin Preda, scrisori către Aurora, Eugen Simion, Aurora Cornu, convorbit despre Marin Preda. Interlocutarea mea, scrie în această carte Eugen Simion, cum am precizat, Aurora Cornu, întâia soție legitimă a lui Marin Preda, poetă din generația lui Labiș, actriță de cinema, a jucat în filmele lui Eric Romer și regizoare de filme Genunchiul Clarei, poate vă aduceți aminte, și regizoare de filme ezoterice. Dincolo de toate acestea, Aurora, cum o să-i spun de aici înainte, pentru a simplifica lucrurile, este un personaj original sau, cum zic americanii, un caracter. Inteligentă, ironică, de o sinceritate care te poate rușina prin brutalitățile ei, dar nu te jignește niciodată. Aurora este o româncă bine adaptată mentalității pariziene, o româncă, trebuie precizat, numai decât fără complexe, fără ifose, în stare, cum zicea Marin Preda, fostul ei soț, să strălucească într-un salon aristocratic european sau să primească în casa ei un președinte de stat. Ceea ce s-a și întâmplat, a stat de vorbă cu Mitterrand și după eliberarea soțului ei, Aurel Cornea, din captivitate, ostatic în Liban, a fost cununată religios la Biserica Ortodoxă din Paris de domnul și doamna Chirac. Astăzi e domnul Chirac, președintele Franței. De unde vii, Aurora Cornu, și încotro te îndrepți? Vin de la Provița, am trecut prin Cornu, unde am crescut. Am făcut școală la Câmpina, am fost jurnalistă la Ploiești, la Flamura Prahovei, am făcut școala de literatură, am fost redactoare la Viața Românească, am plecat la Paris, unde n-am mai făcut mare lucru, trebuie să spunem. Pe urmă, era în 65, da, atunci când după care Aurora Cornu a plecat din România. După care am stat 3 ani în Anglia cu soțul meu Aurel Cornea, 5 acolo în America. Acolo a avut loc și căsătoria la Londra, căsătoria cu... Civilă. Căsătoria civilă, pentru că mai târziu, în 88... Da, am păstrat căsătoria religioasă să o facem la Paris, în locul unde fusese botezat Aurel Cornea, care se născuse la Paris și părinții lui s-au întors înainte de război și deci a rămas să o facem cândva căsătoria religioasă la Biserica Jean de Beauvais, frumoasă mănăstire benedictină cumpărată de România cu 200-300 de ani, nu mai știu când. Și cum timpul a trecut, când am dat de necaz și Aurel a fost ostatec în Liban, am făcut o promisiune religioasă că o să ne însurăm în data ce vine el la Biserica Jean de Beauvais. A venit, dar nu e ușor să te măriți sau să te căsătorești în religia ortodoxă. Ba e postul Paștelui, ba e postul Crăciunului, ba nu se fac nunți, nu știu din ce motiv, pe urmă trebuiau și nașii, dampierii care aveau copii, nu puteau să fie când decât în anumite... Deci am ajuns, Aurel a venit de Crăciunul din 86, a fost eliberat și prin 88 am izbutit să ne căsătorim. Septembrie 88, da. Cum a ajuns Aurora Cornu în București? Cum a intrat în lumea literară? Cum l-a cunoscut? Cum a ajuns să-l cunoască pe Marin Preda și apoi să se căsătorească? A fost o poveste de dragoste care se petrecea în anii 50, mai bine zis, mai exact spus, în 1954. Cum a ajuns Aurora Cornu
în București. Eram redactore la Viața Românească, după ce făcusem Institutul de Literatură, pe vremea aia Școala de Literatură. Și Marin Preda era un scriitor care nu era la... Era oarecum criticat ca naturalist după desfășurarea și avea o viață destul de ascunsă în perioada aceea. Prin 53, cred, ne-am întâlnit la cantina de la Strada Romană și ne-am și certat. După care... De ce? Cred că m-a agresat. Avea el un stil foarte umoristic să atace femei frumoase, probabil. Da. Trebuie spus că Aurora Cornu era și este o femeie frumoasă. Mulțumesc. Mulți spun că era una din frumusețile acelor an. Nu, de fapt... Dar mi se pare că are Aurora Cornu emoții acum, actriță de film și vorba aia trecută prin cele mai aristocratice saloane din pariziene. Aici, la o televiziune privată din România. Domnul Tucă, dumneata e o reputație de fiară. Așa că, dacă... Nu se știe la ce atacuri nu mai fi supusă. Nu mai întreb nimic dar o să ăsta. Dar o să fac față la orice atac. Nu, dar nu poate fi vorba. Nu poate fi vorba de atac. Cum v-ați, după acea întâlnire pe care a avut-o? După acea întâlnire ne-am vorbit de rău. Unul și ne-am ignorat, da. Bineînțeles, toată lumea ne-a transmis orice vorbă de spirit aveam unul față de altul, toată lumea se grăbea să ne transmită. Și eu m-am dus, deci, la Vasile Roaită, unde aveam repartizat o cameră destul de modestă și am văzut că era una mai frumoasă. Stațiunea Vasile Roaită, astăzi Eforie Sud. Da, unde casa n-am mai găsit-o, am căutat-o împreună și nu s-a transformat. Deci, Marin a venit cu repartiție pe camera. Aia începea foarte prost prietenia posibilă, pentru că a venit să mă dea afară dintr-o cameră mai arătoasă. Însă, cum totuși era un tip foarte bine, a propus să mă lase în camera respectivă, ceea ce m-a dispus față de el. N-am primit că nu primeam cadouri de la... De la cine? Indiferenți. Însă de atunci am avut un ochi asupra altuia și mai a fost ceva care el a făcut un fel de nedelicatețe. Adică eu sunt foarte rapidă. Am început să adun repede lucrurile mele, iar el în loc să aștepte afară, ședea și se uita fascinat la mine care îmi strângeam lucrurile după pat din... Ceea ce nu era chiar gentleman-like, cum zic englezii, dar în mod evident el se fascina, așa că cum eram foarte sensibilă la omagii, a ieșit foarte bine între noi. Am mai avut vreo două schimburi neplăcute și ne-am adunat împreună. Toate astea se întâmplau în vara anului 1954. Chiar atunci, de 23 august. 23 august, da. Atunci când Marin Preda avea 32 de ani, iar Aurora Cornu se învârtea... Domnul Tucă, fii atent! Păi nu, vreau să spun că Aurora Cornu se mă învârteam într-o vârstă extrem de fragedă. În jurul vârstei de 20 de ani, pentru că Aurora Cornu nu vrea niciodată să își dezvăluie vârsta. Acum nu mai are nicio importanță. Dar nu are nicio importanță. Dumneata, însă... fiind un domn foarte cum se cade, ar trebui să respecti. Numai americanii spun. Aurora a înșirat. Doamna... Nu, dar trebuie să le spun telespectatorilor. Aurora a înșirat. Ca și cum ei se înșală când mă văd. Nu, mă cred poate de 30 de ani acum. Sau nu, cum. Dar trebuie să le spun că Aurora a înșirat în viața asta mai mulți ani de naștere, așa. Așa că niciodată nu știi câți ani... Eu am nimeni încercat, n-a știut vreodată însă... câți ani are, da. Și nimeni nu știe, bineînțeles, câți ani are Aurora Cornu. Din însă... păcate mi se adaugă mult mai bine decât decât să ți se scade, eu, da. Aveai în jur de 20 de ani atunci, Aurora Cornu.
Aproape. Iar da. Marin Preda avea 32 de ani. Așa a început povestea de dragoste undeva într-o cameră din Neforia Sud. Într-o o cameră, cameră. De ce? Într-o vilă. Da, într-o regiune, într-o stațiune. Într-o stațiune. Nu a început în nicio cameră pe vremea... Păi, vreau să plec de la conflictul ăla. Oamenii erau foarte răbdători. Nu, eu vreau să plec de la conflictul care a avut loc acolo, în camera pe care o primise repartiție Marin Preda și în care te instalasei... Da, cu o brăznicie, trebuie să zic, pentru că, de fapt, nu aveam dreptul să o fac. În cartea lui Eugen Simion sunt publicate scrisorile pe care Aurora Cornu le-a primit în acea perioadă, scrisorile lui Marin Preda, scrisori care au un ritm extraordinar, descriu foarte bine perioada în care v-ați cunoscut și în care el, nu știu cum ai făcut, era foarte îndrăgostit de tine. Ce ai făcut? Nimeni nu face nimic în ocazii de astea, scade pe cap situația. Nu face nimeni niciun efort, cred. Dimpotrivă, efortul e să nu intri în situația. Nu, dar trebuie să ne spui ce s-a întâmplat atunci și cum a fost. Trebuie să, de altfel, să le spun telespectatorilor că în această vară am înregistrat, am filmat acolo cu Aurora Cornu, încercând să reconstituim o poveste de dragoste care a avut loc în urmă cu 44 de ani, așa cum spuneam, în 1954. Sigur că... Dumnezeule, numai românii și americanii insistă pe prostiile astea. Ce înseamnă vârsta? Ce înseamnă anii? Nu, vreau să spun că a fost foarte greu de reconstituit această poveste de dragoste. A trecut foarte mult timp de atunci, de exemplu... N-am... Nu, ea e perfect vie, nu. Păi hai, povestește-ne. N-am găsit casă, n-am găsit vila, dar am găsit locurile. L-am găsit măgar. Am găsit măgarul. Nu măgarul, m-am găsit un măgar. Am găsit un măgar. un măgar, ai spus da, un măgar care... pentru că se regăsește în scrisorile pe care ți le-a trimis în acea perioadă Marin Preda. Povestește-ne cum a fost. Ne-am dus la mare cu alți scriitori. Ședeam pe cearșafuri, că pe vremea aia așa ne... Aveam un costum confecționat de mine, că eu sunt o croitoreasă ratată, săgetătoare de decanul 2, care se pare că sunt croitorese. Eu... Ceva a rămas în mine. Din când în când îmi confecționez o... câteodată de sărăcie, dar în general de plăcere. Și... Deci ședeam de vorbă între colegi. Marina a intrat într-o ceartă cu o cucoană mai în vârstă, care era foarte arțăgoasă. Poetă? Nu, cred că o prozatoare. Nu mai sunt sigură dacă era Sanda Movilă sau doamna Tea lui Petrescu, a lui Camil Petrescu. În tot cazul, cucoana aia era foarte arțăgoasă. Și Marin, care era de felul lui provocator, nu îi plăcea să lase pietrele neîntoarse. Dacă tot deschidea gura, trebuia ca ceva să rezulte din... El trebuia să arunce o piatră în apă, să facă cercuri. Ori a aruncat nu știu ce piatră, el sau cucoana, și a urmat o ceartă devenea destul de neplăcută, că pentru că cucoana aia era foarte plină de argumente și de foc, și la menopauză, și oamenii se înflăcărează așa, iar bietul Marin îl vedeam intrând într-o chestie în care nu avea cum să câștige. Un bărbat într-o ceartă cu o femeie nu are cum să câștige. Cel mai inteligent lucru pentru el e să o lase moartă. Ori Marin nu, continua așa. Atunci, plină de milă pentru el, i-am pus mâna pe braț și l-am apăsat. A înțeles pe loc și a încetat. Însă, de atunci, a devenit foarte... amici. Era un semn de prietenie pe care i l-am dat. Cucoana a rămas cu vorbele în gură, că n-am mai avut cu cine se certa, iar noi ne-am dus să bem o limonadă pe care m-a pus-o eu plătesc. Da. N-am înțeles de ce. Pentru că avea bani, dar zice, nu vrei să-mi cumpere o limonadă? Cu plăcere. Plătit o limonadă. Ne-am plimbat, ne-am discutat. Aș vrea să citesc un prim pasaj din scrisorile pe care
ce le-a trimis atunci Marin Preda. Draga mea fată, stau acum în pat, singur am citit ziarele ora 12 și mă gândesc la tine cu sufletul turburat. Încerc să-mi aduc în memorie chipul tău așa cum era când te-am cunoscut, întâi acolo la Viața Românească, apoi mai târziu, apoi în ziua de 23 august aici la mare, apoi în ziua de 24 august acolo pe banca aceea de piatră. Îți scriu încet și mă îndelenicesc fără să mă satur, cu vizionarea succesivă și nesfârșită a imaginii tale. Tu ai adormit afară, urlă câinii ca turbați. În depărtare, rage măgarul. Carul. Cum e cu banca de piatră? Că văd că n-am nicio idee despre ce vorbește. Probabil că erau bănci de piatră. S-au ștrec cu 40 de ani de atunci. Da, ai un stil așa, ai oprit prima dată discuția la măgar, acum ai oprit-o la limonadă. Hai să... Nu vreau să te mai întorc. Vreau să spun, e o poveste care am avut-o și cu Eugen Simion. Zice, ce se întâmpla în viața voastră? Nu se întâmpla nimic, existența noastră era lirică, nu epică. Ce vrei să se întâmple? Păi măcar să povestești cum ați mâncat puiul și a venit și cum a venit acea... A venit Nina Casian. Cum a venit Nina Casian și... și ne-a văzut mâncând un pui în ceaun. Vreau să spun că colegii noștri din Constanța nu m-au ratat cu puiul în ceaun, pentru că după 700.000 de interviuri pe care le-am dat, au mai venit și băieții de la Constanța, fiind noi la Târgu Cărții din Constanța cu Geta Dimisianu. Și de-abia sculată din pat am ajuns acolo, mi-au pus microfonul. Care e cea mai romantică amintire, au zis ei, din orașul nostru? Și zic eu, disperată și furioasă, spun, mi-aduc foarte bine de un romantic pui în ceaun. Infamă chiar cu puiul meu în ceaun și pe care mi-au plătit-o pe loc. Adică am văzut de 7 ori că ei sunt pe... N-au atât de mult material ca să dea în Constanța. Deci m-am văzut de vreo 3-4 ori explicând... Cu puiul. Nu atât pe mine, dar comentatorul a spus cu lacrimi în ochi, Aurora a evocat un pui la ceaun. Eram frumoasă, grasă, înfloritoare. Mi-au plătit-o foarte simpatic. Eu continuu să citesc din ceea ce scria atunci Marin Preda, sunt scrisori... Mai scrisori de om îndrăgostit, adică... Corect. Îi se poate ierta chestia asta unui scriitor. Sunt scrisori, nu? Da. E liniște peste tot, nu se mai aude... Nici măgarul, probabil. Decât tăcerea. Am să chei rândurile mele. Of, pașii tăi, Aurora, această casă, această curte prin care tu treci, poarta și bucătăria plină de muște, mâinile tare care țin cu grație urâtele noastre farfurii și tacâmuri. Apropo de pui, lasă-mă să stau înaintea ta și să sărut genunchii, să mă îmbăt în aburul sufletului tău. Bun. Right. Limonada a trecut, a fost întâi măgarul, apoi limonada, a urmat puiul la ceaun și a urmat plecarea ta. Nu, a urmat plecarea mea după vreo 10 zile. Eu având repartiție după asta la Sinaia pentru a continua concediu. Tocmai. Și deci cu ocazia asta au urmat acele scrisori, pentru că în patru ani cât am stat împreună, ne-am despărțit foarte puțin. În tot 24 de ore din 24 de ore, unul lângă altul. Au mai fost și plecări din țară ale lui Marin Preda. Foarte puține, odată la Kiev și odată în Vietnam. Și cam astea au fost singure. Iar odată am plecat eu la Sinaia sau la... Când ați hotărât să vă căsătoriți? Nu era o problemă căsătoria. Nici eu personal n-am ținut niciodată să mă mărit, decât din considerente practice. Nu puteam să mergem la hotel împreună sau în voiaje sau... Mariajul nu era... Căsătoria nu era lucru. De altfel, nici cu Aurel Cornea la Londra m-am măritat ca să nu mai fac eu tot dosarul pentru acte franceze. El era născut la Paris, deci m-am măritat totdeauna din interes. Căsătoria cu Marin Preda a fost din interes? Sigur.
Păi, altfel cum? Plictiseli, repartiții, la munte, la mare, când nu aveam casă împreună, trebuiau făcute niște acte, că altfel nu se puteau, dar nu erau din pentru interesul noi comun. Esențial. Din interesul comun. Mă opresc din scris, ceva diafan, spus de frumos, plutește în jurul meu. Peste hârtie, peste mâna cu care scriu, se aude o șoaptă turburătoare. Marine, apoi spus de două ori, ca o picurare melodioasă, ca un clipocit, ca și când picături de ploaie ar cădea peste frunzele adormite ale unui pom dimineața. Marine, marine. Și nu văd ochii tăi... Nu știu dacă realizez că citite de un străin, scrisorile de dragoste, nu mai sunt chiar același lucru. Vrei să le citești? Nu, eu nu vreau să le citim deloc. Și văd ochii tăi care au de la o vreme ceva jucăuși, ceva dulce și viclean totodată, deschiși pe jumătate, în primul rând ele au fost scrise, nu citite, deschiși pe jumătate, nu spuse, asupra mea și îți văd gura zâmbind. Este ispita raiului. Raiul nu ispitește, el nu se oferă ca o ispită. Fiind ceva curat și luminos. Totuși, eu văd așa, eu văd ceata de îngeri, cum se diferențiază și din mijlocul ei apare unul viclean și ispititor. Deci tu erai îngerul viclean și ispititor. Se prea poate. Dăm voie să citești și... Îmi dai voie? Cine te poate împiedica, domnul Tucă? A trecut, te iubesc, te iubesc de tot cu părul tău, cu hainele tale verzi, nu ne-ai spus că aveai haine verzi, cu salopeta și sandalele tale ciudate. Și salopeta. Iubesc cingătoarea ta ascunsă, copcile, oasele trupului tău. Totul, aspirațiile tale, somnul tău, vanitatea și cochetăria ta distilată, neliniștile tale profunde, gândul tău puțin înghețat, categoric și fără ascunzișuri, atât de temut de către amatorii de compromisuri. Ce cauți tu în viața mea? Ce bune sunt aceste cântece uneori, aceste cântece care ne amuză pe noi, oamenii gravi, obsedați de sensurile profunde ale vieții. Ele spun cu simplitate, pe melodii pline de haz, lucruri turburătoare. Într-adevăr, Doamne Sfinte, ce cauți tu în viața mea, fată frumoasă, ființă fermecătoare? E ca și când, jucându-se, un copil ar sparge cu toporul zidul unei case în care stă un om închis de bunăvoie, lipsit de bucurie, dar și de durere, fericit și în același timp nefericit. Aurora Cornu, în ce an v-ați căsătorit? Habar n-am. Ai uitat? Nu, da. Nu știu, eu nu țin minte datele astea. Pentru mine nu sunt importante. Sunt importante anul în care m-am născut, secret. Anul în care am plecat din țară, 65. Anul în care m-am întâlnit cu Marin, nu? Da. 23 august 54, evenimentele din România din 89 și cu astea s-au terminat. Nu. Mai știi și anul în care te-ai despărțit de Marin Preda? Da. Dar pentru că asta mi-ați întrebat cu toții și a trebuit să caut actele. De asta? Păi da, altfel cum? De ce să mă gândesc eu la lucruri neplăcute? Bun, câți ani ați fost căsătorit? Cât timp a stat împreună? Cred că 4 ani. Din 54 până în 58 sau 59? 59. Și ai plecat într-o bună zi, ai lăsat un bilet. Nu, nu, n-am ucigător în urma ta. Nu. Era o telegramă. Biletul ăla era, am notat eu pe o hârtie ca să știu ce am scris, pentru că am încă un reflex de om responsabil. Nu, eu am rămas în casă, el s-a dus la Sinaia, de unde toată lumea... Eu sunt destul de mândră de mine. Toată lumea a zis, bine, Marin a părăsit-o pe Aurora. Eu am tăcut din gură. 40 de ani, nu e frumos? Ba da, să taci 40 de ani. Da. Toți nu. Atunci au spus asta, că Marin Preda te-a părăsit. Da, era destul de evident. El plecase din casă. De fapt, pe urmă el a găsit pe cineva și viitoarea lui soție trebuia să facă un copil și atunci eu i-am cedat casa și m-am mutat eu. Am rămas extrem de prieten. Soția lui de atunci, Eta Wexler, n-a făcut copil și pe urmă proprietarul casei lui Marin a ieșit din pușcărie, domnul Tamaș. Marin i-a cedat apartamentul și și-a luat o casă, Victor, nu știu cum, cu o nouă nevastă. A suferit Marin Preda de la neveste.
Nu, a suferit Marin Preda la despărțirea de tine. Am suferit și eu, nu numai el. Păi tu ai suferit, ai plecat. Cum? Și normal, de ce ai suferit dacă ai plecat? De ce ai plecat dacă știai că o să suferi? Pentru că... Pentru că eu n-am venit pe lume să caut fericirea, de pildă. Îmi țâșneau în creier fel de fel de prostii de astea, de pildă. Eu n-am venit pe lume să fiu nevasta lui Marin Preda. Eu nu umblu după fericire. Acum, după ce umblu eu, n-am aflat nici în ziua de azi. Umblu, asta e sigur că umblu. Și pe urmă eu vreau să plec, fără îndoială. Marin nu era în niciun caz omul care să fie antrenat într-o asemenea aventură, pe care de altfel o vroiam solitară, nu mă interesa să o împart cu cineva. Marin vroia să împartă soarta poporului lui, era un mare scriitor, dacă eram tot așa de mare scriitoare ca el, aș fi rămas, probabil. Iată-mă un secundă, vrei să spun ce spui tu despre întâlnirea cu Marin Preda în cartea de convorbiri cu Eugen Simion? El m-a găsit când aveam cea mai mare nevoie de el. Nu știam bine în ce punct al vieții mele mă aflam, încotro să iau, era o fază foarte neplăcută pentru mine în care eram jumătate moartă. Da. Nu mai mâncam, treceam prin viață jumătate dormind, jumătate suferind, totul îmi apăsa pe umeri, literatura nu mă satisfăcea. Tandrețea din scrisorile lui, spui despre scrisorile lui Marin Preda, se adresează unei bolnave. E vorba de primele scrisori. El a realizat foarte bine că eu sunt bolnavă. Aveam eu un număr când eram mică, pe care l-am încercat întâi pe părinți. Câte un an nu mai mâncam. Un an de zile închis. Cam așa ceva, da. După ce ajungeam pe plagul morții, mă salvau cu un medicament care mă mir că nu se mai utilizează, cu injecții de B12 și C în mușchi și mă repescuiau în fiecare primăvară. Mi-am dat seama mulți ani după aia că era o formă de șantaj care vrea să spună părinților mei care mă iubeau: dacă nu mă lăsați să plec, mor pe voi. I-am făcut numărul ăsta altui băiat nefericit cu care ne-am... Da? Da, înainte de Marin, care însă nu s-a lăsat deloc. El mă vrea moartă mai bine decât... decât vie. Decât vie și plecată. Deci, când a venit Marin în viața mea, eu eram deja foarte scârbită de ideea de amor, de... și care știam eu cât de bine încep toate și ce prost sfârșesc. Și pe urmă i-am făcut numărul cu nemâncatul și lui Marin. Nu i-am mâncat un an de zile. Jumătate moartă, mă târam pe lume. Marin însă, care aveam o, cum zic americanii, un gentleman agreement. Eu am zis, eu mă mărit, dar dacă spun într-o zi, Marine, vreau să plec, tu nu mă întrebi de ce, unde, care, ce. Și nu m-a întrebat. Era un om de onoare perfectă, Marin. Și din un orgoliu foarte mare, fără îndoială. Dar cum să-i lași biletul ăsta ticălos? Camera... Asta era o telegramă. Telegrama, Casa Liberă, vino scrisoare Casa Bani, cheile Lizet, din toată inima, noroc. Sănătate la mulți ani. El avea deja o fată care s-a dus la Sinaia să-l consoleze. Deci nu îl lăsam singur. În momentul ăla trecuse un an când... Da, asta e scrisoarea de despărțire din partea unei poete. Era de despărțire, era un an după despărțirea noastră. Eu i-am lăsat casa după un an, care era foarte frumoasă de altfel. Da. Mi-ai mărturisit că cele mai frumoase poezii le-ai scris în perioada în care ai fost cu... Da, sau aproape, da, cele mai frumoase. În perioada în care ai fost cu Marin Preda și aș vrea să citesc pentru telespectatori poezia... Hipotiroidiană. Nu, mai degrabă cea de vis-a-vis. Cea de vis-a-vis? Da. Adică de peste, de iarnă? De iarnă, da. Sticloasă iarnă, de iarnă, lui Tudor Ganea. Nu te mai întreb cine e Tudor Ganea. Sticloasă iarnă, o văd. Dumnezeule, mă știam că o să mă... că o să intru în cine știe ce cu dumneata. De iarnă. Sticloasă iarnă, o văd, iarnă de sare... Sarea mării sarmatice s-a depus iar pe fund, transpirând din pământ, pe cădiri, pe copaci, pești uriași,
Departe, sondorii sparg cruste, țâșnește negrul puternic și cald, negrul viu, sticloasă iarnă de sare. Tată, tai un copac, un stejar cu ciori țepene, încrustate în gheață, ca florile nogne, sparge tată un copac și arde-l în casă. Undeva un copil mic cântă la pian, degetele lui, chibritele, aleargă pe clapele sticloase, mai pe note, mai pe din afară, sideful zăpezii topind. Vai, prin coridoare de sare, te uit, iubitul meu, mereu mai mult, mereu mai mult, te uit, sarea se lipește de mine, se încheagă pe piele, stalactite și bolți de sare, coridoare sarmatice. Este o carte de poezii, o selecție de poezii. În care foarte multe sunt poezii de despărțire, era marea mea specialitate. Da. Știu că ești cea mai mare specialistă din lume în despărțiri. Cum de ai devenit o specialistă atât de mare în despărțiri? Sună ca dracu, da? Da, e ceva straniu totuși. Nu, asta cu specialista. Nu sunt specialistă și Marin, apropo de Tudor Ganea, care era un foarte bun, mare matematician român care a plecat în America și cu calculele lui a ajutat și pe americani să ajungă în lună, un creier. Deci, într-un fel, și tu ai ajutat, i-ai ajutat pe americani să ajungă pe lună. Nu, păi, am ajutat pe nimeni niciodată. În momentul în care ai dedicat această poezie, da. Nu, era, am împărțit între oameni pe care îi apreciez, le-am dedicat niște poezii care nu aveau legătură neapărat cu ei. Însă Marina a aflat, eu am rămas încă 7 ani în România, între care un an am fost logodită cu acest matematician, de care Marin nu aflase, eu fiind destul de secretă de felul meu. Mm. Și după ce el a fost cumpărat de o universitate americană cu mămica lui, și-au plecat, eu am rămas destul de furibardă și... Și am văzut ce bine este lase altcineva pe tine, nu? Mm. Și... Deci te-a lăsat. Păi, sigur că m-a lăsat. Ganea te-a lăsat, da. Păi, cum? Mm-hmm. M-a lăsat. Nu eram măritată, că nu vedeam de ce să mă mărit. N-am fost niciodată foarte măritibilă. Și la un moment dat, Marin, la Capșa, Tertulian și alți amici, Crohmălnicean, au zis... Aurora și, nu știu, și Ganea, și a zis, dar cine e Ganea? Păi zice, Aurora cu Tudor, Ganea. Marin s-a făcut alb la față, s-a sculat și a plecat. Deși noi eram prieteni, dar nu am simțit nevoia să-i comunic. Ce, credea că da, credea în continuare că sunt tu suferi după urma despărțirii? Nu, eram prieteni, nu sufeream deloc. De ce să sufăr? Nu, da, dar era bine să te știe că e singură. Da, și pe urmă, aflând el povești despre amorul meu cu Tudor Ganea, a aflat următoarea întâmplare. Tudor Ganea protestând, tu nu mă iubești, nu știu de ce mă tolerezi, nu mă iubești, cred că ar fi mai bine să ne despărțim. Și eu am spus foarte dură, sus, dragă Tudor, tu vezi de treabă, despărțirile sunt specialitatea mea. Ocupă-te tu de celălalt. Ocupă-te tu de rest. Că de despărțiri mă ocup eu. Da, ceea ce l-a amuzat pe Marin la nebunie și a povestit-o peste tot, la editură. Așa mi-am adus, au ajuns și la urechile mele, care între timp câte prostii am spus în viață, nu mi le amintesc pe toate. Marin, însă asta i-a plăcut cel mai mult. Specialistă sunt eu, nu tu. Da, n-ai spus aproape nimic și știu că ți-e foarte greu că ai povestit de sute de ori, însă telespectatorii care urmăresc în această seară emisiune, zic eu, ar fi încântat să afle câte ceva din ceea ce s-a... din viața ta cu Marin Preda. Stăteați ore întregi în casă și ascultați Bach. Nu, s-a întâmplat ceva în legătura mea cu Marin. De anul nou, stând la el în... la Madame Papadachi, în Cotroceni, casă foarte frumoasă în care ședea Marin, avea o cameră acolo. Era anul nou și eu am umblat prin sertarele lui, sunt foarte gen foarte indelicată, de fapt. Și am găsit un manuscris cu însemnările lui din despre copilărie.
Între timp mi-a venit acum ideea că poate ar fi extrem de important dacă familia ar avea acest manuscris, pentru că era o lectură absolut pasionantă. Eu am luat manuscrisul și am zis ce-i cu el. L-am citit toată noaptea de anul nou. Marin s-a dus și a găsit două sandvișuri sau, nu știu, trei bucăți de șuncă și le-a adus. Foarte fericit și turburat de pasiunea mea pentru manuscris. Și am zis, ce-i cu el? A zis, nu, astea sunt însemnări din copilărie. Personajele erau băgate în alte romane pe care pe urmă nu le-am mai publicat. Adam Fântână, Marioara Fântână. Și eu am spus, Moromeții e un personaj între cele două războaie. După ce comuniștii au venit în putere, Moromeții nu poate să fie decât un personaj de mâna a doua. E o mare greșeală, te rog, scrie romanul ăsta. Și m-am fost foarte convingătoare. Bref, singura mea, meu motiv de mândrie în această căsnicie cu Marin Preda este că am izbutit să vă asigur Moromeții. Ai reușit să-l convingi să scrie Moromeții? Da, deși el tot se gândea că poate e prea intim, că e prea... Și atunci a scris ca roman, construit, a adăugat, a făcut un roman. Dar eu tot cred că manuscrisul original, care sunt pur și simplu amintiri din copilărie, poate să fie încă foarte frumos. Da. Întrebată de Eugen Simion, că mie nu vrei să-mi răspunzi la nicio întrebare, dacă ai nu fost... Nu, tu că mă turburi, ești mult prea cum să cade cu mine. Păi da, nu... Trezește-te! Fiara, nu sunt pregătită fiara să... Fiara de care vorbea Aurora Cornu e în alte părți, nu aici la o emisiune cu o doamnă atât de distinsă cum este Aurora Cornu. Întrebată dacă ai fost fericită cu Marin Preda, nimeni nu cred că a vorbit atât de frumos despre Marin Preda așa cum, sau descrierea pe care i-ai făcut-o, părerea mea este extraordinară. Era un om, spune Aurora Cornu, de o extremă înțelegere a femeii. Era unul din rarii bărbați care înțelegeau femeia. Marin era totuși omul pe care o femeie visează să-l găsească. Era de o inteligență fizică pe care foarte puțini bărbați o au. Era de o inteligență sufletească pe care foarte puțini bărbați o au. Era un amant perfect, era un soț... Ei, uite când te ia gura pe dinainte, vezi ce pățești, ce pățesc eu acum. Dumneata, nu găsești că ești cam indelicat? Era un amant perfect, era un soț excesiv de delicat. Era, păi oricum, cartea a ajuns în mâinile cititorilor și au citit. Cartea una e când o scrii și alta când o auzi, nu? Păi nu, eu citesc. Era o presiune enormă să stai în preajma lui Marin Preda, o presiune pe care am resimțit-o. Marin trăia cu femeile în sensul că, desfășurând mult farmec, le aducea un univers care era extrem de covârșitor. Îți trebuia o presiune egală ca să reziști la fenomenul Preda. Eu n-am rezistat, cred, din prea multă tinerețe. Nu eram coaptă și nu eram destul de puternică. Nu eram egală. Este foarte greu de ținut piept unui asemenea fenomen. Care era universul pe care ți-l crea Marin Preda? Deja Moromeții, deja Marin Preda, care în epoca aia își făcea educația muzicală, asculta zi și noapte muzică. Misa Solemnis, Mesa Germanică, Mateus Passion, Johannes Passion, Brandenburgice, Bach. A luat-o de la preclasici până am ajuns împreună, până la Wagner și la... și la Mahler, pe care nu ne-a plăcut la niciunul și acolo ne-am oprit cu educația clasică. Deci, toată ziua bubuia o muzică pe somn, pe masă, pe... Izbutisem să avem o casă foarte frumoasă. El scria. Dimineața se scula la ora 6, se spăla, se îmbrăca, se rădea și lua ceaiul. La ora 7 se așeza la masă și scria o pagină și jumătate până la ora 11 și jumătate. În perioada când scria Moromeții, când eu mă sculam și ascultam ce a scris el, în care începeam să ne certăm câteodată pentru un cuvânt care era prost plasat, Moromeții volumul 1 este scris perfect. Este
Moromeții, volumul 2, pe care l-a scris fără mine și care... Se vede că nu mai e perfect. Că nu l-a scris cu tine. Nu e numai, nu eram numai eu. Un scriitor îi trebuie un ochi critic alături. Acest ochi critic a fost câteodată în tinerețe Paul Georgescu, mai pe urmă a fost Crohmălnicianu. Îi trebuie un om critic. O femeie cu ochi critic e și mai bine, fiindcă poți să o scoli la orice oră din zi și din noapte. Poți să-i... Marin stoarce ca o lămâie, storcea ca o lămâie, cu farme, cu amor, dar toată viața se învârtea în jurul romanului lui. Și eu eram de acord, eram fascinată de, și onorată și fascinată și, și îl iubeam. Deci toată... Cum puteai să faci tu asta, să-l iubești? Da, îl iubeam și îl iubesc și acum și o să-l iubesc în eternitate. Nu asta era problema, amorul. Uiți că era o epocă extrem de dură, în care oamenii... Dragostea era ultimul lucru la care ne ocupam noi de... sau fericirea, căutarea fericirii. Marin, care era de o altă generație, el ținea așa Gaia Matsu, cum zicea el, la ideea de fericire casnică. Eu nu țineam. Eu nu am venit pe lume să caut fericirea. Din păcate, vreau nefericirea. Așa am găsit-o. Am făcut față cu interes, pentru că nefericirea e un lucru foarte bun de explorat când ești scriitor. După care a avut și el parte de destule, care i-au permis să scrie romane foarte interesante, nemai vorbind că perioada istorică în care el a trebuit să facă față. Cred că e o mare neînțelegere când oameni care nu au citit destul acuză scriitorii români că nu, că au făcut un pact cu comunismul. Cine citește Moromeții volumul 2, Intrusul, Cel mai bine dintre pământeni, Delirul, vede că Marin Preda și-a luat epoca în piept. Dar nu era singurul. Am văzut o carte de Buzura, foarte frunzoasă, foarte mare. E o problemă de epocă. Am văzut aseară pe Dinu Săraru, o problemă de epocă. Oamenii care s-au uitat, nu știu, la ce piesă de-a lui, sau se așteptau să-i aștepte Duba la ieșirea de la teatru. Deci, scriitorii români, și e uimitor să vezi ce condamnare a comunismului la țară sau la oraș sau la pășantiere făcea Marin Preda și alți colegi de-ai lui. Nu, mi se pare o mare nedreptate din partea oamenilor care n-au citit destul, pentru că poate erau dezgustați de comunism și erau dezgustați și de scriitorii care credeau ei că apără comunismul. Nu era deloc așa. Îmi dai voie să arăt telespectatorilor câteva imagini cu Aurora Cornu în tinerețe, atunci când se învârtea în jurul... Nu alea de pe plajă, în jurul vârstei de 20 de ani. Da. Trebuie să vă spun că astăzi am stat de vorbă mai bine de o oră cu Aurora Cornu despre Bill Clinton. Aurora Cornu are prea puțin timp la dispoziție, sau noi avem prea puțin timp la dispoziție, pentru că Aurora Cornu să povestească fascinant ore întregi de la despre Bill Clinton, să treacă imediat oceanul și să ajungă la Paris să povestească despre viața literară pariziană. Ei, hai să vedem, să arătăm pe cea mai frumoasă fotografie. E prea devreme pentru mine să mă ocup de politica americană, prea târziu să mă ocup de cea română. Așa arăta Aurora Cornu atunci în... Asta e din mai 1955, fotografia e undeva, e undeva la un blocul în care stăteai cu Marin Preda, nu? În 1955 erai soția lui Marin Preda. Și tot acolo o altă fotografie, se vede? De ce le arătați așa foarte mici? Nu poți să apropii? Poți să arăți aici? La ce bun? Sunt prea mici, nu sunt... Păi, să vadă frumusețea Bucureștiului din acea perioadă. Și o poză cu Marin Preda. Din aceeași perioadă, Bauch. Da. Fotografie făcută de Bauch.
O altă fotografie al Marin Preda într-o... pe malul mării, într-o fotografie mai puțin cunoscută, de altfel cum sunt toate aceste fotografii pe care Aurora Cornu a avut amabilitatea să ni le dea și să vă prezentăm doar o părticică din ele. Aurora, ai plecat din România. Știu că te supără într-un fel, sau să zic foarte puțin, să tot povestești despre viața ta lângă Marin Preda. A fost... Nu mă supără deloc, dar am povestit așa de mult, am impresia că fac prea mult din chestia asta, când ar trebui să vorbească copiii lui, alte neveste, alți oameni care l-au cunoscut, iubite. În fond, eu am fost o biată nevastă timp de 4 ani. Omul a trăit până la 57 de ani. A avut alte amoruri, necazuri. După publicitate vom vorbi despre viața ta la Paris, cum ai cucerit saloanele literare, cafenele literare pariziene. Și de ce cucerit? Cum te-au cucerit ele pe tine? Da, ne aflăm pe treabă acolo. Urmărim publicitatea și continuăm după aceea emisiunea cu Aurora Cornu. E că nu mai știu cum să le pun. Nu merge? Asta nu clincăne, nu? Da, da, clincăne. Da? Nu l-am auzit. Nu, da. Clincăne am microfonul. S-a auzit bine? Sau mai fost și ea? Nu, și era mărgerele de țăi. Deci, dă-ți drumul mai mult. Aurora. Dacă tu mă inhib mereu cu... Da, nu știu dacă o să mai arăt. În regulă. Dacă mă inhib, ce bun amant era Marin în pat. Lasă că ai zis-o singură dată. De mi-e frigă că arăți fotografii după malul mării în costume de baie. Nu, n-arăt. Păi nu, dar n-arăt. Eu de unde să știu? Păi da, dar n-am zis astăzi că n-arăt. Uite promo la emisiunea aia cu Păunescu, n-ai vrut să vii. Nu e nunta mea, cum zic. Ce-a căzut, mă? Lasă-l, mă, așa, mă, lasă-l așa. Nu se poate. Ia, prindem și mie asta aici. Ce e aia? Arată-mi și mie dacă ești... Gata? Marin Preda și Aurora Cornu, în 1955. În Cismigiu. În parcul Cismigiu. Da. Continuăm emisiunea din această seară. Aurora Cornu, invitata mea din această seară. Ai plecat la Paris. Cum ai ajuns la Paris? Cu avionul. Da.
ce ai cu mine, de ce mă chinui? Da, pe, nu știu ce, de, mi-e frică de dumneata, nu știu ce ești în stare să mai scoți. Nu, am plecat la un congres de poeți la Gnoclezut și am cotit-o către Paris. Și ai rămas la Paris? Am rămas la Paris. Ori, cum am ajuns și eu în societățile? Pentru că la Gnoclezut erau 500 de poeți internaționali, din care cel puțin 100 francezi, pe care i-am regăsit a doua zi în Saint-Germain-de-Pré. După care e foarte ușor să faci alte relații, nu? Da. E o cale foarte normală. Și ce, ce a făcut Aurora Cornu la Paris? Am făcut ceva aproape tot așa de interesant. Care sunt oamenii pe care ai cunoscut acolo? Eram prietenă și mă aștepta fiul lui Arghezi, Eli Lotar, Eliazar Teodorescu, un foarte mare fotograf din anii 30, care a făcut fotografia artă, pentru că a fost o luptă pentru ca fotografia să intre în rândul artelor. Se pare chiar că în anii 30 o fotografie de Eli Lotar era mai scumpă decât un Picasso, ceea ce nu-i de mirare că... Deci, un an de zile la Paris am făcut, cum se cheamă asta, barurile de noapte din Saint-Germain-de-Pré cu Eli Lotar, plătite de Giacometti, care era prietenul lui și care avea bani, era unul din rarii... Există o tradiție boemă franceză care acum s-a pierdut, când unul dintre... mulțimea de colegi și amici se îmbogățea, toată lumea avea bani. Giacometti s-a îmbogățit, deci el plătea pentru o adunătură întreagă de colegi, mai puțin plindă, mai puțin bogați. Și aflând că a venit Aurora Cornu de la București, pe care Eli vorbise foarte frumos despre mine, a zis, păi arată-i Parisul. Deci, Giacometti trecea după noi și plătea. Peste tot unde mergeați? Da, erau aceleași locuri. Și pasiunea ta pentru ezoteric când a început? A început la București, de fapt, când Aurel Cornea, pe care l-am cunoscut la București cu 3 luni și jumătate, înainte de a-l lăsa la București. Și pe ăsta l-ai lăsat, da. Da, m-au lăsat și el... Toată lumea e în aceeași situație. M-a dus să văd un astrolog, Oniță, Florian Oniță, o figură foarte colorată, bucureșteană, și care mi-a făcut un horoscop. E foarte convingător când dai un horoscop făcut de un bun astrolog. Foarte curios, toată lumea începe să se gândească că poate fi ceva în chestia asta. Îndată ajunsă la Paris, eu am avut șansa că la București am avut mult timp de citit. Deci aproape toți clasicii și modernii îi citisem deja. Citisem Joyce, citisem Proust, deja plecată din România. Deci acolo am nimerit într-o casă de ruși albi, în care băiatul era foarte, avea o bibliotecă plină de lucruri ezoterice. Deci am intrat foarte... Pe urmă, tot atunci l-am cunoscut pe poetul Jean Pârvulescu, care era foarte prieten cu Raymond Abelio. Astea sunt nume, și cu Jean Carteret, un mare. Astea sunt nume de scriitori foarte importanți, cu tendință oculto, ezoterico, din păcate și politică. Ei fiind mai spre dreapta cu toții. Eu nu având niciun fel de... pretenție nici de dreapta, nici de stânga, nici de mijloc, nici dinainte, nici dinapoi. Știu că odată, cu niște bani care îi câștigasem din greu la Paris, l-am invitat la un foarte bun restaurant care era într-o comanderie de templieri cu lanțuri, cu un pereț și așa, ținută de fata unui general. Am invitat pe Raymond Abelio și pe Pârvulescu. Am plătit eu o masă și ei m-au znobat tot timpul, adică tot timpul vorbeau de lucruri foarte
într-un domeniu care mie mi-era complet străin și eu plăteam și ei își vedeau de o discuție care eu eram cu totul exclusă. Am încercat să intru, ei s-au uitat cu dispreț la mine și m-au așa. Și la un moment dat, după ce am plătit și am ieșit afară, l-am înhățat pe Abelio de braț și am spus: dumneata, înțelegi că eu chiar mă interesează, vreau să aflu, nu sunt o cuconiță care plătisem, deci nu mai era problema să puteam să-i vorbesc așa. Și atunci el s-a uitat la mine și a zis: citește Bhagavad Gita. Mersi, zic eu, nu m-am dus, am citit Bhagavad Gita, una din cheile ezoterismului, că nu e mondial sau nemondial. E un capitol din Mahabharat Ramayana și se cheamă Cartea Fericitului și sunt diverse căi pe care omul poate să atingă iluminarea. Și am început. Și 13 ani, practic n-am citit nimic altceva decât Evola, Maître Eckhart, Viețile Sfinților. Deci vrei să te iluminezi, cu alte cuvinte. În tot cazul, se deschid niște porți mult mai interesante decât ce o să mâncăm mâine. Sau cum o, și mai ales de unde o să luăm banii cu care să mâncăm mâine. De fapt, n-a murit nimeni de foame la Paris, deși ar fi trebuit, că eram într-adevăr cu toții foarte neajutorați. Și așa a început preocuparea mea cu ocultismul. Am făcut și un film la Londra, un produs și am dirijat și am scris. Un film despre bilocație, o persoană în două locuri deodată. Dintr-un motiv foarte simplu, adică e aproape o temă de clasă, cu ce mijloace, în ce condiții, cu ce pericole. De fapt, aș fi vrut, dacă pot să aflu, cum să vin să o văd pe mama fără pericol pentru mine. Operație care nu știu dacă mi-a reușit, însă știu că mama devenită senilă, mama mea adoptivă, vorbea cu mine. Poate că mă bilocasem, nu știu. De câte ori ai fost în două locuri în viața asta? Nu cred că am fost nicăieri, de fapt. Sunt foarte slabă practiciană, foarte bună teoreticiană. Din păcate, nu. De ce ar trebui să fac eu să vorbesc cu cineva din America, de exemplu, sau să ajung acolo? O telepatie e destul de bună, o cunoaște toată lumea, nu mai contestă nimeni telepatia. Păi, telefonul nu e bun? Altă modalitate nu există. Telefonul e foarte bun, de altfel, nu? Ai încercat acum, în ultima vreme, când ai fost la New York, în plin scandal cu Bill Clinton, să vorbești cu cineva din România? Cu telefonul? Nu cu telefonul. De ce să nu utilizezi telefonul? E mult mai simplu. Păi, e chiar o, în, nu știu, în ce, în Hess, e o poveste cu un indian care a plecat în pădure 13 ani și când s-a întors le-a spus sătenilor: uite, eu pot să omor elefantul ăla. Și s-a concentrat, elefantul a căzut mort, toată lumea l-a luat la bătaie, zice: ești nebun, de ce să omori elefantul? S-a întors în pădure, a mai stat 13 ani, s-a întors și a zis: eu merg pe apă. A mers pe apă și toți au râs de el, zic: când dai pontonul și podarul care te trece, de ce să pierzi 13 ani în pădure? Ca să mergi pe apă. Ca să mergi pe apă. E un pic, a mai stat 13 ani, s-a întors și n-a mai făcut nimic. Din păcate, eu nu merg nici pe apă, nici nu omor elefant. Dar sunt foarte tare în teorie. Da, la teorie nu te bate nimeni. Spune-mi, i-ai întâlnit în Franța pe Cioran, pe Eugen Ionescu? Da, foarte tristă experiență am avut. Cum i-am găsit, cum le-am căutat ceartă. Și din ideea că ei săracii erau obișnuiți cu fel de fel de fete și femei și studente și care le veneau pe lângă ei să afle ceva de la ei. Și erau cam blazați și cam plictisiți de toate defileurile astea de fete frumoase și de băieți studioși. Și ca să nu cumva să mă confunde cu vreuna dintre ele, le-am căutat așa de strajnic ceartă
Numai cu Cioran mi-a mers. Adică a fost o ceartă în care răsuna grădina Luxemburg de strigătele noastre. Am și trecut pe românește, l-am uitat pe ăla care era un francez care ne-a adunat împreună. Ăla era convins că noi, că urmează moarte de om. Însă noi urmăream în ochii celuilalt o pâlpâire de plăcere, așa. Cioran era splendid la ceartă, bun de trântă, cum să zice. În schimb, Eliade s-a jignit și toți românii din preajmă l-apărau exact ca la ședința de partid în România, în care cineva spune o chestie care nu trebuie și toată lumea îl sare și l-apără pe ăla. Cu Lupașcu nu mi-a mers, pentru că Lupașcu ziceam eu, cum, dumneata ești filozof? Dar de ce te luai cu toți ăștia la trântă? Ca să nu mă ignore. Mm-hmm. Păi, altfel treceam drept o jună copilă, iluminatele, cultivatele care se învârt în jurul lor. E plin de fan, de fani în jurul oamenilor celebri. Cu Ionescu, de asemenea, la un moment dat s-au îndepărtat toți francezi îngroziți într-o seară, dar cu Ionescu și eu și el am depășit măsura, adică am trecut la insulte, ceea ce nu era cazul. Mai e ceva, e că francezii știu acum, dacă într-un salon sunt doi români, poate să fie sigur că ea se bagă într-un colț și râd de mor și se distrează și ei la stau. Se apropie așa ca niște câini umili, poate că îi bagă cineva și pe ei în discuție. Noi suntem prea pasionați ca să mai și traducem pentru... Deci, toți francezii sunt resemnați cu românii. Suntem un caz. Din scriitorii mai francezi, pe cine ai cunoscut? Pe Pierre Emmanuel, care mi-a fost sponsor și amic, mare poet catolic și mare poet... Aveam deja prieteni pe Asturia și din România, că veneau la Pelișor să-și petreacă iarna și am înțeles de ce veneau, fiindcă altfel ședeau la hotel de Deux Balcons, în Saint-Germain, unde era un telefonist surd și era o cameră. Nici nu puteai să vorbești cu ei, că telefonistul n-auzea. Urcai 6 etaje, intrai într-o cămăruță așa de 2x2, în care foarte distinsă Blanca Asturia, asta înainte de premiul Nobel și de premiul Lenin, pe o crăcană așa cu alcool dur, nu știu, un fel de zahăr așa care îi dai foc, puneau o cutie de conservă cu ravioli, așa deschisă, o încălzeam și mâncam în tacâmuri foarte frumoase, ea fiind o grandam în țara ei. Asta era boema franceză, care n-avea bani, ci internațională, fiindcă mamele nasc copii, copiii au niște tendințe artistice sau literare, ei de la început nu visează decât să ajungă în Saint-Germain-de-Pré. Jumătate din ei ajung. Sunt 30.000 de pictori, sunt 30.000 de scriitori, veniți din Patagonia, din Rusia, din America, din... Nimeni n-are niciun ban, sau, mă rog, sunt diverse formule de mese gratuite la catolici, niște burse mai așa, pe aici, pe acolo, americanii mai dădeau niște burse, francezii niște burse, dar, în general, nu banii sunt problema la Paris. Curios, n-a murit nimeni. De foame. De foame. Și nici de altceva, de altfel. Da. Mă rog, decât de moarte bună. Aurora Cornu, da. Te rog să îmi dai voie să citesc poezia Hipotiroidiană și ai făcut trimitere la această poezie văzând copilul de aseară de la emisiunea lui Adrian Păunescu. După aceea ne vom opri puțin pentru publicitate și vom continua să ne spună Aurora Cornu cum se vede România de acolo, de la New York, cum se vede România de la Paris și cum vede Aurora Cornu România atunci când ajunge la București, se întâlnește cu prietenii săi, cum vede viața la țară, acolo la Provița, nu? La Cornu. Și la Cornu. Hipotiroidiană. Este o poezie scrisă? În ce an ai scris poezia? Dumnezeule. În tinerețea mea am scris-o.
Eu am obsesia cu Ani. Da. Un copil mă urma în vis astă noapte, mic și dârz avea un caiet școlar cu poeme și stârnea în mine o ciudată, dublă maternitate. Poate îl bănuiam, poetul ce ne va urma peste vreme, trează, încă inima mea îl sfătuiește cu jale. Copil misterios, îi spun, ești atât de mic, de ciudat, chem loviturile ca o piatră rotundă în cale. Când vei obosi de moarte, amintește-ți un sfat. Învață să dormi, micul meu luptător, învață să dormi. Renunță la glorie, renunță la orgoliu, aruncă afară sentimentele care nu sunt stâlpii inimii tale, iar pe cele ce sunt, învăluie-le în tuneric și dormi. Somnul pentru noi e o coajă de nucă verde, amară. Când se dezghioacă, apele cântă, adâncul având te înfioară. Publicitate, vom continua după aceea. Tot nu merge. Zi, domnișoar. E cam moale, nu? Ce moale? Suntem cam moi. Păi da, ce, vrei să ne batem sau ce? Nu știu, dar e cam plificos, nu? Nu, nu. Ceva decât să ne batem, nu izbutim să găsim. Păi tocmai, e bine așa. Când întâi am ajuns cu toții, odată veniți la concluzia că francezii sunt niște boi. Păi da. Îi vezi cu steaguri roșii, cu... Ce vrei să crezi? Continuăm emisiunea din această seară, a invitat Aurora Cornu. Aș vrea, înainte de a trece la ultima parte a discuției, să vă prezint câteva titluri din Jurnalul Național de mâine. Puteți citi în pagina 7 cum s-a desfășurat sărbătoarea pomului de iarnă la guvern, unde, după cum a declarat liderul formației Holograf, a fost tămbălău mare. Citiți în pagina 13 un interviu cu Moș Crăciun, iar în pagina 12 citiți cum este sărbătorit Crăciunul pe meridianele lumii.
Aflați din pagina 6 că senatorii primesc gratuit un săpun, un sul de hârtie igienică și crema de ghete. Aurora Cornu râde. Citiți în pagina 3 cum mănâncă românii de Crăciun. Din paginile 4 și 5 aflați ce ne pregătește Conel, astăzi Conel, ieri Renel, de noul an. Iar în mai multe pagini puteți citi programele de televizor din zile de joi, vineri, sâmbătă și duminică, și ca o mostră la hârtia pe care mi-au trimis-o colegii mei, ar fi bine să vedeți și dumneavoastră cum se semnează. Aici. Deci îmi urează Crăciun fericit cei care până acum au stat să termine ziarul. Unul dintre ei se semnează, ați văzut cu degetul, colegii mei Dan Marinescu, Inocențiu Voina, Sorin Stoian și Vali Bordei și etc. un alt coleg. Semnăturile lor, ultima cu degetul. E interesant de văzut cum și-au încheiat ziua de muncă de astăzi. Aurora Cornu, pot să citesc pasajul ăsta din carte, apropo de francezi? Cei care aveau o meserie, doctori, ingineri, au plecat în America. Cei care erau pictori, muzicanți, poeți, au venit în Franța. E interesant pentru că au venit toți în Franța, cei care, de fapt, nu mai aveau nicio meserie. Întâi am ajuns cu toții, odată ajuns la Paris, la concluzia că francezii sunt niște boi. După vreun an am remarcat că nu sunt deloc băi, adevărat că nu prea le pasă, că nu vor să strice masa cu problemele dreptei sau problemele comunismului, dar când e să pună mâna în buzunar, francezul pune primul. De ce prima impresia voastră a fost că francezii sunt niște boi? Măi, nimerești în Paris și vezi manifestații cu troțchiști, cu drapele roșii, te apucă un fel de frică, un fel de groază, pentru că îți dai seama că oamenii ăștia au tot ce le trebuie, sunt foarte fericiți și că nu se astâmpără. Deci, concluzie, sunt naivi și proști. Ori, francezii au inventat Revoluția. 200 de ani, de altfel, au mințit ca porcii asupra Revoluției. De-abia după vreo 200 de ani au început să se arate, să se poată scrie cărți care să-l contrazică pe Michelet și pe alții, în care să arate ce tocătorie de lume a fost Revoluția, ce catastrofă. De altfel, principiile Revoluției franceze erau Magna Carta engleză, nimeni nu o spune. Deci, ai de-a face cu niște oameni la care totul le merge bine și care ei mint și se mint singuri și se distrează cu niște probleme care noi le credeam fatale. În timpul Revoluției din mai din 68, eu nu știam unde să-mi fac valiza și unde să mă duc. Francezii mi-au explicat că ei sunt vaccinați cu Revoluția de 200 de ani, că ei se distrează cu lucrurile astea. Când le-a spus de gol acum să termină cu scandalul intrați acasă, au intrat cu toții foarte liniștiți. Altă civilizație. Oamenii se insultă, dar nu se mai bat. Între doi automobiliști sunt niște scandaluri până la cer, cu insulte, dar nu iese nimeni să treacă la bătaie. Sunt prea civilizați ca să se mai bată. Deci, ei au înțeles, cum a înțeles, cred, și muncitorul român, că sindicatul e aici să-i ajute să profite de capitalism și că, deci, toate lucrurile astea sunt foarte impresionante, însă sunt făcute cu scopul de a obține încă o săptămână de vacanță, pe care o obțin sau nu o obțin, pentru că ei sunt destul de cu minți ca să știe că nu se poate da o gaură în ceaun, pentru că pe urmă nu mai e de mâncare. Deci iau o măsură totală în toate aceste scandaluri și pe care pe noi veniți nu ne venea să credem și ne vedea ideea că poate ei sunt niște copii răsfățați și proști. Da. Cum a fost la căsătoria ta cu Aurel Cornea atunci când a participat și Jacques Chirac cu soția sa? Asta e unde sunt reporterii redutabili. Soția lui nu era acolo.
Era numai Jacques Chirac, iar nașii mei erau contele de Dampierre și nevasta lui. N-am făcut altceva decât lui... să citesc din carte. Na. Da, odată ce spui, vorbești 6 ore, pe urmă reporterul își trage concluzia lui și micile detalii nu contează. Eu mă prietenisem cu Chirac în lungul an în care cu... o doză de insulte și de presiuni și de farmec, nevestele celor încarcerați în... Încercam să influențăm guvernul să facă ceva. Celor încarcerați în Liban. În Liban, da. Printre care stateci. Se afla, luați o stateci, printre care Aurel se afla Cornea. Și soțul tău. Deci, cu o savantă doză, dozare de insulte și rugăminți, bieții oameni la care vine o haită de femei furioase și disperate și ei trebuie să fie, după ce au avut dejeuneuri cu ambasadori străini, și ei trebuie să se compatimească cu noi. Ori nu mai pot, că au avut o masă copioasă cu felurite alcooluri, cu nu știu ce, vin și își iau o figură tristă cu, și ne povesteau nou fel de fel de minciuni, fără îndoială. Numai ca să ne dea puțină inimă și să mai răbdăm până când o să se rezolve problema. Foarte gentili au fost tot timpul, s-au ocupat totdeauna de noi. Însă, eu, având și doza de furie și de humor, am înțeles situația lor. Săracii morți de digestie. Și atunci, din când în când, scoteam câte o chestie enormă care îi făcea pe toți să pufnească în râs. Și în așa fel încât m-au selectat printre disperatele. Pe de altă parte, eram rezonabilă și foarte decisă, dar rezonabilă și nu încercam să-i pun în dificultăți sau să-i ambarasez cum făceau alte colege de suferință. Deci m-am împrietenit cu Jacques Chirac și cu ministrul de externe francez și cu toți care se ocupau de problema ostaticilor. Când a venit Aurel, Aurel Cornea era un fel de năzdrăvan și el. Eu n-am avut parte de un bărbat normal, cred, până în ziua de azi. Și acum s-a terminat, nu mai va urma nimic. Însă Aurel, când a început să-și spună povestirile lui în lanțuri în Liban, toată lumea care dădeau să plângă au început... Una din cele mai stranii întâmplări, când a venit Aurel, au venit părinții lui Jean-Louis Normandin, care rămăsese încă legat în lanțuri în Liban. Ori arabii au făcut ceva foarte neelegant cu noi, până în ultima clipă nu a spus cui o să-i dea drumul, din lui Normandin sau lui Cornea. A venit Cornea. Deci părinții lui Normandin, care și-ar fi așteptat copilul, era într-o situație penibilă. A trebuit să le spui telespectatorilor ce făcea Aurel Cornea, care era meseria lui, cu ce se ocupa. Era inginer de sunet la televiziunea franceză și asta era echipa a televiziunii franceze care fusese luată ostatic în Liban. Au stat diversi 3 luni jumătate, 2, Aurel a stat 10 luni și jumătate, Normandia a stat 20 de luni. Alte grupe de arabi au luat niște diplomați sau jurnaliști de ziare, care unei au stat 3-4 ani. Americanii au stat și ei câte 3-4 ani, englezii de asemenea. Și Chirac, însă, în anul cât a fost prim-ministru, i-a scos pe toți. Din toate părțile, toți francezii. Are un fel de fixație, nu suportă să aibă ostateci francezi. Probabil o amintire de-a lui de când era soldat sau... Deci eu mă ocupam, nu, că erau telefoane, erau... Și iar Aurel le povestea părinților lui Normandin, traiul lor... Cel care rămăsese acolo, da. Și când treceam așa, am văzut cu stupoare părinții lui Normandin râzând cu lacrimi. Zis, Dumnezeule...
E o chestie care nu se poate, adică... Fiul lor ostatec. Fiul lor ostatec și Aurel, nu știu, le-a povestit niște chestii cu niște șoareci, cu niște... niște gândaci așa, niște sarsule care erau lustruite ca pantofi și ce făcea Normandan care făcea yoga și ședea în cap, lanțul nu-i ajungea, deci trebuia să stea cu... și am văzut cu stupoare părinții lui Normandan râzând cu lacrimi și am zis noroc că eu am lăsat un magnetofon să aud și eu, pentru că... deci ne-am, ca foarte mulți români din străinătate, vreau să știți că avem o reputație care nu e rea, de oameni serioși, poate un pic neluptători, dar în tot cazul extravaganți. Extravagant Ionescu, extravagant Cioran, extravagant Nadia Comaneci, extravagant Năstase, care le-a făcut... deci, peste tot unde e un român, ei se așteaptă la ceva în plus de seriozitatea profesională. Sau... și nu i-am dezamăgit, pentru că este într-un fel extravaganța asta, e un fel marca noastră distinctivă de români. Da. Ne oprim pentru ultima dată în această seară cu publicitatea. După aceea aș vrea să ne spui cum se vedea România la New York sau ce spuneau cei de acolo despre România și cum ai găsit România când te-ai întors aici, Aurora Cornu. Publicitate. Eu am depășit cu 5 minute, mă. Ce? Este o întrebare destul de complicată, pentru că... Hai, lasă că te descurci. Riscă? Nu mai avem mult. Păi 95. Ai da. Vorbit de atât de mult încât... Când plecați la Câmpina? Mâine. Și te bagi la sarmale? La cârnați, vezi că te întreb acum. Sigur. Avem și pastramă de oi. Nepotul meu s-a făcut cioban. Avem 100 de oi în drum spre 200. Cine? Dan? Dan. Și merge bine? Până în alta merge bine, da. Adică nimic nu produce, dar în viitor foarte... nu mai zici dumneata. Nu mai zici dumneata. De cum să zic? E, Marius. Ai zis de două ori dumneata. Păi eu zic Aurora, vorbesc cu tu și zici dumneata. De când vorbești cu tu? Că eu te-am rugat să-mi zici tu și n-ai vrut niciodată. A, uite de acum. Perfect. Băi, și când mă gândesc mâine noapte... Oh. Și ați vrut. E, am vrut. Cu capre, cu copii, cu magnetofoane, cu... cu poezele, cu cântăreți, cu... asta ai chiar vrut, cu poezii. Asta ai... Chiar cu poezii, lasă, cântăreți. Da, numai românii și englezii îi auzi pe la radio cu poezele. Francezii și americanii și-ar trage palme dacă ar auzi poezii la radio sau la televiziune. Mai ales francezii. Iar mă, dați, îi dați pe ăștia, fiver. Da, sunt cam antipatici ăștia doi. Corect. Ce cap de frumos are Păunescu. De bătut cu geanta. Marin pupa pământul pe care îl călcam. Hai mă, dar vezi, asta e. Când vezi cum poți să-ți o fac? Păi da, știi, spui fel de fel de... Te împinge unul din provocare vezi la o tâmpenie. Vezi cum puteam să-ți o fac și n-am zis, n-am citit asta? Foarte bine ai făcut. Dar mai am timp. Nu cred că mai ai timp. Știi,
Simt fata aia din... Vorbesc cu ea 3 ore, formă zice, l-am luat pe Marin să-l ajut să scrie moromețe. Asta e titlul. Băi, ce faceți, mă? Mai dați încă o dată asta, mă? E prea adevărat. Da, mă, dar au dat de 2 ori chestia asta, mă, cu Băunescu și cu mine. Băi! N-a fost de 2 ori acum asta? Nu, nu suntem buni, domnul. Dumneata, nu ești bun decât cu fiare de ale dumitale. De ce, domnul? A fost foarte bine. Na, e plicticos și... Aia, ce noaptea asta crezi că vrea cineva, în seara asta vrea cineva scandal în ajun? Da, mai ales nu vrea să se plictisească. Păi da, nu s-a plictisit, stai liniștit. Uite, nu s-a plictisit nici ei, stai liniștit. Ce? Vrei să ne părim sau ce? N-ai auzit că sunt civilizați francezii, să bat până la... Se insultă. Se ceartă până la cer, dar nu se bani și atât. No. Ce fac mai acolo? Ce aia? Sfințesc masă. Dar ce aia? O veioză. Dar de ce nu face și tău așa? Că ăsta poate să facă, dar să facă tău. Tău trebuia o de-aia de cu, la o fântână cu cumpănă să facă. Ăla, așa se scrie show? Ei, uite cum se scrie, că aici am scris corect. Da, suntem internaționali. Fiecare cu show-ul lui. Ia uite și la asta. Eu vreau să spun că sunt frânt. Sunt terminat. Și în seara asta ai terminat, nu? Mai rămâne seara. Ai dormit azi noapte? Da, am dormit pe urât. Păi copilul... până la 3 m-am culcat. La câte am vorbit? La 1 am vorbit. Ardeți lumânarea de la amândouă capetele, a cui e vina? Da. Vreți să muriți tineri, Doamne ferește. Deși e bine să muriți. Aurora Cornu, invitata din această seară, o prezență cât se poate de agreabilă. Aurora Cornu, vrei să răspunzi la întrebarea pe care ți-am pus-o înainte de publicitate? Cum se vede România de la New York? Cum se vede România de aici, odată ajuns acasă? Măi, eu pot să spun cum văd eu România. Mm. Dacă nu ne apărăm singuri, nu o să ne apere nimeni niciodată. Tot ce putem conta e pe noi și numai pe noi. Se vede destul de bine România, cred, din ce în ce mai bine. Am avut o presă infamă pe vremuri. Trebuie să surmontăm de foarte departe. Eu am trăit niște vremuri în care, vorbind într-o revistă de preistorie franceză, că primii locuitori au venit din câmpia Dunării, de pildă, și s-au oprit în regiunea pariziană. Revista elvețiană nu cita cuvântul România. Cehoslovacia, dacă vrei, Bulgaria, Ungaria, toată lumea era citată. România nici nu vreau să pronunțe cuvântul. Era o chestie absolut înspăimântătoare. De unde am avut un nume atât de bun cu înainte de război, cu actorii, cu De Max, cu Cocea, cu Ventura, cu scriitorii, cu Voronca, cu Fondan, cu și din fericire au mai fost niște scriitori care ne-au ținut capul deasupra în timpurile foarte rele pentru România, pentru reputația României, nu numai pentru România. Eu aveam o prietenă cu care eram colegă la Alianța Franceză, o jurnalistă americană, care eram foarte săracă, dar femeia aia nu mi-a oferit niciodată bani sau de lucru sau... Însă de câte ori mergeam la ea acasă, deschidea o șampanie în onoarea mea. Ceea ce mi-a permis mie să rămân cu bărbia sus, în cele mai lipsite de bani situații.
Așa ne-a ținut cu bărbia sus, Cioran, Ionescu, Eliade, că se știa că sunt cei mai mari scriitori francezi, erau români în perioada aia. Foarte greu de combătut ideea că totuși românii sunt niște oameni plini de valoare. În același timp era o tăcere de plumb sprijinită și de Partidul Comunist Francez, care nu avea niciun interes să scoată românii altfel decât... Acum situația se ridică din ce în ce mai bine, pentru că nu mai vorbim că francezii n-au înțeles cum se poate să fie împușcat Ceaușescu. Le-am explicat că a fost singurul moment în care poporul s-a defulat într-un proces care era după legile făcute de Ceaușescu el însuși. Și zicea, dar totuși, ce barbarie! Cum barbarie? Asta erau condițiile de război în care se făceau procesele în România. Foarte greu este să sărim din rolul de țară curioasă în rolul de țară serioasă, ceea ce și suntem. Cred că încet, încet se va rezolva. Eu personal îl sfătuiesc pe toți oamenii, de pildă, care scriu care sunt plecați, să scrie în limbile respective, pentru că în România sunt deja prea multe talente, prea mulți scriitori, prea mulți oameni deștepți. Cel puțin cei care au plecat să facă ceva, să dea un pic de lustru idei de Românie în afară. Eu sunt, îmi pare rău să spun, sunt destul de optimistă, pentru că știu că toată lumea trage a rău și e un fel de vaicăreală, după mine, nejustificată. Dar în același timp nu cunosc destul de bine situația în România. Știu că am venit să o îngrop pe soacră mea și în magazine nu erau decât cârlige și că a trebuit să o coborâm în țarșaf, că nu erau sicrie. Adică știu că între 85 și 98 e o diferență care este enormă. Și că să sperăm că lucrurile vor merge încet, încet, din ce în ce mai bine. Eu nu cred în toate catastrofele care mi se prevăd și, sincer vorbind, cred că lumea ar trebui să-și pună problema să aibă și un pic de responsabilitate personală. Când faci o tâmpenie, trebuie să o asumi personal, nu să crezi că e vina guvernului sau a familiei sau a societății. Însă exercițiul ăsta de responsabilitate nu-l mai face nimeni pe lume. Toată lumea e fericită să găsească că societatea ar fi de vină. Ori societatea nu poate decât să ajute pe cineva, dar nu se poate să înlocuiască efortul personal. Și cum ai venit de o săptămână în România, nu? Uh-huh. Asta după ce mai fusese? După ce am venit de 2-3 ori pe an, nu? Da. Nu, sunt interesată să aflu și eu ce-i cu România. După mine e bine, încet, dar bine. În același timp nu sunt calificată să știu. Cum ai găsit oamenii acum când ai venit Aurora Corn? Prietenii cu care te întâlnești de fiecare dată? Atunci când am impresia că lumea se adaptează din ce în ce mai bine, deși nu le face plăcere, la o situație care va fi din ce în ce mai liberă, dar din ce în ce mai neasistată. Va trebui să ne luăm răspunderea singuri. Cum oamenii care fac ceva în viață, de obicei și-o iau și ei sunt aceia care reușesc. Cei care se vaită pur și simplu fără să facă nimic, ei sunt condamnați să se vaite în continuare în orice societate. Dar ce au zis prietenii? Și poți să și spui care sunt prietenii, cei cu care te întâlnești. Ai prieteni în toate categoriile, de la spuneai fasciști la
Da, am fiind scriitoare și nejudecând și neavând opinii politice, am din toate părțile, comuniști, fasciști, ucigători cu bani, de toate sunt. Prieteni peste tot în lume, nu neapărat aici, la București. Nu, ucigătorii poate nu chiar în România. Și de altfel nu sunt sigură că... Că sunt meserii secrete. Am o bănuială că venitul lor ar veni din... nu uitați că în America e mafia, în Franța e... Toată lumea are fel de fel de animale curioase. În două, trei minute, cum ți-ai găsit prietenii aici la București? Ce spun? E rău? Eu nu am rost să spun cum e să... Nu, nici măcar scriitorii nu zic că e rău. Curios. Da. Dar nu. Cum spun că e? Că e greu. Deci nu e rău, e greu. Nu e rău, dar e greu. Greu înseamnă că cu un oarecare efort și cu un pic de șansă și poți să o descurci. Dacă e rău, e rău. N-ai încotro. La țară găsesc că țăranii se descurcă mult mai bine. În tot cazul, de când au un pic de pământ, au probleme unde să pună grâu și cui să-l vândă. Ceea ce era de neconceput, când pentru un spic de grâu cules după câmp, după, puteai fi împușcat acum 10 ani, nu? Faptul că ei acum scurmă cu furca, că poate nu au tractoare sau... nu i-am împiedicat să facă ceva totuși din pământul ăsta. Situația muncitorilor mi se pare mai curioasă, fiindcă într-adevăr mor... orașe de mineri, dar în Franța au murit încă o dată românii subprovinciali. În Franța au murit acum 40 de ani. Tot bazinul parizian, toată Lorena, toată Alzacia era plină de mine care nu mai există. Mine de oțel, mine de cărbuni. Deci orașele astea mor peste tot în lume. În America se cheamă orașe fantomă. Au fost mine de aur, s-a terminat aurul, pleacă lumea mai departe. Și în niciun caz, dacă nu mai profită nimănui, deși francezii au aceeași boală ca și românii, asistă până la nesfârșit pe toată lumea, în loc să-i sfătuiască să se mute în orașul alăturat. Ei nu vor să schimbe de oraș. Americanii, dacă au o slujbă mai bună... Bun, spune-mi, și ce vorbești cu prietenii de la București când te întorci în România? Ce discutați oare întregi? Pentru că știu că vă întâlniți la... Literatură, filozofie, la... bârfe, certuri, încerc să împac diversele facțiuni, că e totuși rasa... Am un amic care de 20 de ani caută în dicționare celtice, gelice, galeze, caută rădăcini de cuvinte române și a găsit vreo 5.000. Încep să cred că românii sunt celți, ca și francezi, adică nu se împacă unii cu alții, decât... Asta e un lucru celt. Celt, da. Păi da, aveau reputația asta scandalagii. Nu s-au unit niciodată, n-au avut un imperiu celt. Nu e cunoscut un imperiu celt. Erau numai triburi care s-au răspândit până în Rusia, de altfel. Și limba rusă e în aceeași situație. Cu cine sunt prietenii Aurorei Cornu în București, în România? Paler, Breban, Geta Dimisianu, Gabriela Dameșanu, Ileana Mălăncioiu, Florența Albu, eu îți spun cei Malvina care erau Urșianu. La masă ieri, Malvina Urșianu, care acum e de opinii politice, care mie nu-mi convin, dar o iubesc, mi-e prietenă. Tita Kiper, Adifianu, Geo Dumitrescu, François Panfil, Dumnezeule, am toți prieteni, am cel puțin 30 de prieteni, foarte intimi. Da. Dacă mâine pleci la Cornu, nu? La țară. Da. Și mănânci sarmale, cârnați? Am intenția, da, să nu slăbesc chiar în perioada asta. Știu că uneori îți făceai probleme, Doamne, când m-am îngrășat. Îmi fac în continuare. Păi asta vară la mare că... mâncai așa, o ciugulai de pe masă. Că nu mă vedeai tu, fără îndoială, pentru că n-am slăbit nicio clipă, nu? Nu, mi-am pus Crăciun. Speranța în francezii care au descoperit o moleculă. Iei o pilulă și grăsimea trece pe lângă tine. Cum sunt anumiți oameni care mănâncă de sparg și rămân ca șerpi, așa, slab și... La...
Da, și vei petrece sărbătorile acolo la țară. Da, la familie. După care vei pleca la Paris. Da, unde vă aștept aceea, cu drag. După aceea la New York, da. După aceea la New York. Da, umblu, îți spun. Îmi pare rău că n-ai apucat să spui nimic despre Bill Clinton. Da, știu că nu știi despre, după dar ce umbli, umblu, dar umbli. Spune-mi ceva, spune ceva telespectatorul despre Bill Clinton, pentru că ai fost în America acolo și ai urmărit canalele televiziune, tot ceea ce s-a întâmplat în legătură cu scandalul. Nu, eu sunt spectatoare, eu nu, păi e prea de vreme să mă amestec în politica ca americană, ca să spectator. Zic așa, prea târziu să mă amestec în politica română. Deci, ca spectator era fascinant, am auzit că eu eram deja năucită de fusul orar și așa că nu l-am văzut plângând. Mi-a făcut o mare bucurie să-l văd plângând. E un jucător de casino. Bill Clinton. Da, cred că asta este profilul lui psihologic. I-a spus-o și lui Chirac, dar nu m-a crezut, acum poate mă crede. Maică-sa era jucătoare de amblagie, cu ghiuluri, cu era toate la casino. Ei s-au mutat dintr-un sat în orașul de casino, că toate sunt machiate, așa că adevărul nu e bun de spus peste tot și nici nu-i trebuie. Cuiva? Câteodată trebuie adevărul. De obicei e foarte greu să-l... Deci maică-sa a jucat pe la casinouri? Da, el de asemenea. Adică el are profilul psihologic de jucător. Ultima lui joacă nu i-a reușit, pentru că ceilalți ne-au neapărat să-l destituie. Și orice om care pierde, jucător sau nu, nu îi place. În afară de englezi, care ei sunt buni pierzători, americanii nu, ei sunt dresați să câștige. Și cred că el concepe politica lumii ca pe o tablă de bacara sau de poker, pentru că trebuie o știință, nu e numai noroc. Dar e fascinant, e interesant. Francezii și toată lumea se continuă să creadă că era o problemă privată și sexuală. Americanii insistă că e o problemă de justiție. Nu se minte în fața justiției americane. Mai ales că el e avocat. Adică ar fi trebuit să știe. Însă cum are un mare succes la popor, cred că și-a... salvat pielea. Nu știu. A forțat, am impresia, mâna Congresului și a Senatului cu doi generali care au făcut niște lovituri în plus de cât trebuia, am impresia. Și asta s-ar putea să le plătească, dar încă o dată... Și cum e asta cu vulpea deșertului? Într-un mod foarte curios, această operație se cheamă Desert Fox, care era operația lui Rommel în Africa. Adică generalul lui Hitler. Să fie americani așa de puțin cultivați, militari americani, n-am înțeles cum să poate ca să... Dar încă o dată nu, eu nu sunt decât o spectatoare. Bun, Aurora Cornu, îți mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune și îți doresc un Crăciun fericit, sărbători fericite și să ai grijă mare la sărmăluți acolo la Cornu, pentru că trebuie să ajungi să și nu la... fie ultimul nostru cuvânt sărmaua, totuși. să trebuie să ajungi și la Să sperăm că o să avem un an mai bun. Mileniumul a trecut de mult, se pare, așa că nu ne mai apaște nicio pericol special. Să sperăm că o să avem un an fericit anul. De altfel, după ezoteriști, trebuie să se nască la 11 august, când e eclipsa, Regele Lumii. Nu știu. În 1999. Da, în august 11. August 11. Trebuie să ține minte, da. Da, o să... Degeaba ține minte până nu-l vedem la lucru, deci... Bun. Eu probabil că voi fi și moartă până se manifestă el în plină putere. Nu te alinta, că nu e așa ușor să mori. Mulțumesc încă o dată pentru participare. An nou fericit. La fel. Oameni buni, e ultima emisiune din acest an, ultima emisiune Marius Tucă Show. Am început în septembrie, au trecut septembrie, octombrie, noiembrie, iată și aproape și decembrie de sfârșit. Ne vom revedea în acest decor, în acest studio, în acest decor după anul nou. Însă nu uitați de emisiunea specială de mâine seară, Sfânta Noapte de Crăciun.
Sper că veți fi alături de Adrian Păunescu și Marius Tucă. E o încercare grea, ca toate încercările care se vor apropiate de sufletul oamenilor, de sufletul oamenilor într-o noapte cu totul și cu totul specială. Până mâine seară, Marius Tucă vă spune la revedere.